Vreau să te salut și să zic bine ai venit la această sesiune și, după cum bine știi, sau dacă nu știi, îți spun acum, sesiunea asta face parte dintr-o serie în care discutăm despre darurile Duhului Sfânt. Bun, am observat că e foarte importantă sau foarte important acest studiu și acest domeniu pentru că există diferite păreri, așa că am zis, hai să ne uităm ce zice Scriptura. Știu că de fiecare dată când cineva folosește Scriptura, zice, eu zic ceea ce Scriptura spune. Și la o adică, dacă tu până acum, să zicem, nu ai făcut lucrul ăsta, nu te-ai uitat în limba greacă sau în limba ebraică ca să vezi ce spune fiecare termen și așa mai departe, nicio problemă, ai posibilitatea să asculți mai multe păreri. De exemplu, mă asculți pe mine, asculți pe altcineva, vezi ce părere are fiecare și după aia tragi o concluzie. Adică te uiți care este cea mai acurată sau care este părerea care rezonează cel mai mult cu spusele Scripturii. Și pe baza acestor lucruri poți să-ți dai seama care este părerea sau teologia sau filozofia pe care trebuie să o urmezi. Okay? Darurile nu sunt ceva de viață și de moarte, nu influențează mântuirea ta, deci suntem mântuiți prin credință. Asta înseamnă că dacă crezi în ceea ce Scriptura spune despre Domnul Iisus Hristos, da? Dacă crezi că El a venit pe acest pământ, dacă crezi că El a murit pentru păcatele tale, că El a înviat a treia zi, după cum spune Scriptura, că El este însuși Dumnezeu, practic, prin credință tu ajungi să ai viață veșnică, ajungi să fii mântuit. Deci nu are nicio legătură botezul cu Duhul Sfânt cu mântuirea, nu are nicio legătură mântuirea cu darurile Duhului Sfânt. Darurile, am zis în prima sesiune și dacă n-ai urmărit-o, te încurajez să te uiți la această sesiune. Darurile sunt un lucru care te ajută să slujești altora. Vedem că Duhul Sfânt, Efeseni 2 cu 11, 12, vorbește despre pecetluirea cu Duhul Sfânt, okay, ca și arvuna. Cu alte cuvinte, să ai siguranța vieții veșnice, să ai siguranța că faci parte din familia lui Dumnezeu. Dar mai apoi, în Fapte 2 și respectiv Fapte 1 cu 8, unde Domnul Iisus le spune ucenicilor să aștepte promisiunea, adică coborârea Duhului Sfânt peste ei, și mai apoi Fapte 2 cu 2, vorbirea în alte limbi și continuă, în fapte putem vedea manifestarea darurilor Duhului Sfânt prin intermediul apostolilor și a ucenicilor, nu doar a apostolilor, putem observa că darurile nu sunt nimic altceva decât o împuternicire. O împuternicire supranaturală pentru slujire eficientă. Deci Duhul Sfânt nu a coborât peste ucenici ca să vorbească doar în alte limbi. Duhul Sfânt nu a coborât peste ucenici ca să pară ei mai buni, mai, știu eu, mai sfinți sau lucruri de genul ăsta. Duhul Sfânt a coborât peste ucenici ca să-i împuternicească. Domnul Iisus le spune foarte clar în Fapte 1 cu 8, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi martori. Deci ăsta este motivul pentru care Duhul Sfânt a coborât peste ei, să-i împuternicească ca să fie martori. Când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi o putere și veți fi martori. Deci, practic, Duhul Sfânt vine peste tine, te împuternicește pentru ca tu să poți să fii martori eficient, să poți să mergi și să le spui altora despre Isus Hristos, despre Evanghelie, despre ceea ce Dumnezeu a făcut și continuă să facă și în zilele noastre. De asta ai nevoie de înțelegerea acestor daruri ca să poți să slujești eficient, ca să poți să trăiești o viață de credință într-un mod radical, ok? Și în același timp eficientă. Pentru că dacă nu, sincer să fiu, nu văd cum ne-am diferențiat de toate celelalte religii. Care ar fi diferența dintre noi și musulmani? Care ar fi diferența dintre noi și hinduși? Care ar fi diferența dintre noi și budiști și așa mai departe? Care ar fi diferența? Că mulți dintre ei se roagă. Mulți dintre ei postesc. Mulți dintre ei își citesc cartea religioasă, da? Cartea reprezentativă pentru religia lor. Musulmanii citesc Coranul, da? Și fiecare, în parte, are practici care, zic ei, sunt bune. Care e diferența? Ok, știu, diferența este, dacă vorbim despre fondatorul religiei, în primul rând este că doar Iisus Hristos a menționat despre sine că este Dumnezeu, ceilalți fondatori, indiferent de religie, nu afirma despre sine că
este Dumnezeu. Ăsta este un alt studiu în care putem să discutăm lucruri de apologetică, apărarea credinței și așa mai departe. Dar, dincolo de partea de moralitate, pe care și ei, la rândul lor, caută să o respecte, să o practice, să o trăiască, foarte bine pentru ei, nu o să primească mântuirea sau iertarea de păcate datorită faptului că încearcă să fie bun și moral, Biblia ne spune lucrul ăsta, mântuirea nu se primește prin a încerca să ții un cod de bune maniere, un cod moral, mântuirea vine doar prin credință. Moralitatea este doar un rod al mântuirii în viața omului. Bun? Altfel, nu te poți lăuda înaintea lui Dumnezeu cu faptele tale bune, că tu ești un sfânt și așa mai departe. Nici de cum. Ok, hai să ne uităm, să vedem ce vorbim despre daruri. Până acum am făcut o scurtă introducere, am zis prima sesiune, te încurajez să te duci să te uiți la ea dacă n-ai văzut-o. Prima sesiune în care am discutat despre o perspectivă generală pe baza 1 Corinteni 12, am văzut ce sunt darurile Duhului Sfânt, vorbim despre daruri supranaturale, nu vorbim despre daruri de origine naturală, nu vorbim despre un dar oratoric, nu vorbim despre un dar de a da sfaturi, despre un dar al generozității și așa mai departe. Astea sunt daruri naturale. Le poate avea un creștin și un necreștin, da? Nu vorbim despre darurile de echipare din Efeseni 4, vorbim despre daruri ale Duhului Sfânt, pe care le dă Duhul Sfânt. Am zis cui dă Duhul Sfânt aceste daruri, am zis de ce fiecare are cel puțin un dar de genul acesta, te rog, uite-te în prima sesiune, nu vreau să mai repet aceleași lucruri, așadar te încurajez, uite-te la sesiunea respectivă. Asta este o întreagă sesiune, o întreagă serie despre daruri și te încurajez să te abonezi la această serie, să te abonezi la acest canal, să dai pe butonul ăla de like, să distribui inclusiv această serie și altor oameni care știi că ar avea nevoie să audă lucrurile astea. Nu discutăm foarte amănunțit, ci sunt doar lucruri spicuite, puțin, bun, pentru că ne-ar lua destul de mult timp, dar sunt foarte multe cărți scrise pe domeniile astea și aș putea să-ți recomand nenumărate cărți. Am scris și eu o carte pe domeniul darurilor, urmează să o public, este pe site-ul meu în același timp, în format PDF, cursuri pe domeniul darurilor, atât pe darurile naturale, darurile de echipare și darurile Duhului Sfânt, am pe site-ul meu și te încurajez să te uiți pentru mai multe detalii. Ok, în sesiunea trecută, în a doua sesiune am discutat despre darul cuvintelor de înțelepciune, am văzut ce este darul cuvintelor de înțelepciune și în același timp am văzut ce nu este darul cuvintelor de înțelepciune, da? Am văzut că darul cuvintelor de înțelepciune nu se referă la o înțelepciune cumulată pe baza experienței. Am discutat despre trei niveluri ale înțelepciunii, te încurajez să te uiți la sesiunea respectivă. O să apară un link undeva aici, o să te poți uita la el. Bun. Acum vreau să discutăm despre darul cuvintelor de cunoștință. Le luăm în ordine, da? Am văzut o idee de ansamblu despre daruri, după aia darurile cuvintelor de înțelepciune și acum darul cuvintelor de cunoștință. Cred că o să trebuiască să discutăm poate puțin și despre botezul cu Duhul Sfânt, ca să vedem care este legătura dintre ele și daruri. O să-ți las aici un link și despre botezul cu Duhul Sfânt, ca să poți să vezi mult mai multe lucruri despre asta. Dacă există o legătură între botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi, dacă nu există nicio legătură, foarte bine, hai să vedem ce spune Biblia. Da? Ok, și atunci. Cuvântul spune în felul următor, 1 Corinteni 12 cu 7. Și fiecăruia este dată arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Am văzut că, practic, toate aceste daruri, am menționat în prima sesiune, sunt spre folosul altora, adică pentru zidirea trupului lui Hristos sau pentru a sluji oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și în felul ăsta, practic, oamenii să ajungă la cunoștința deplină a adevărului. De ce zic lucrul ăsta? Doar gândește-te cum îi se merge să-i spui cuiva despre Dumnezeu fără nicio manifestare sau cum este să mergi să spui cuiva despre Dumnezeu și în același timp să te însoțească darurile Duhului Sfânt. O să înțelegi mult mai bine după ce o să analizăm toate darurile și o să vezi ce reprezintă fiecare dar în parte, cum se manifestă el și o să-ți dai seama că e mult, 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 net superior să spui Evanghelia sau vestea bună al cuiva însoțit de manifestarea darurilor. Altfel, ți-am zis, o să fii un oarecare, nimic deosebit. Ok, și atunci, vedem aici cuvântul spune, versetul 8, de pildă unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Deci, practic, este unul și același Duh. Am văzut că nu sunt duhuri diferite, este unul și același duh.
chiar dacă știu că se spune, de exemplu, în Isaia 11, dacă el a primit un duh sau pe el se odihne, peste el se odihnește Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, Duh de sfat, Duh de tărie, Duh de cunoștință și așa mai departe. Apropo, nu este vorba de mai multe duhuri. Este vorba de un singur duh care se manifestă în diferite forme. Bun? Deci nu există mai multe duhuri. Un duh de înțelepciune, un duh de cunoștință, un duh de... Deci, nu. Există un singur duh, dar care se manifestă sub diferite forme. Practic, sunt diferite fațete ale Duhului Sfânt. De aia, Duhul Sfânt, dacă ai studiat în Scriptură, are mai multe denumiri. Duhul rugăciunii, Duhul Sfințeniei, Duhul lui Iisus, Duhul Sfânt, da? Deci are practic mai multe nume. Asta este cu totul altceva, este un alt subiect pe care te încurajez să-l studiezi. Apropo, am zis și data trecută și repet și acum, când vorbim despre darurile Duhului Sfânt, nu vorbim despre ceea ce în catolicism, de exemplu, se spune duhurile Duhului, da? De exemplu, în catolicism există o ramură a catolicismului care spune că darurile Duhului Sfânt sunt reprezentate de Duhul de înțelepciune, Duhul de cunoștință, Duhul de sfat și de tărie, Duhul de frică de Domnul. Astea nu sunt daruri. Deci nu sunt daruri astea, ok? Pur și simplu, nu sunt daruri. Sunt manifestări ale Duhului Sfânt și în momentul în care Duhul Sfânt se odihnește peste tine, El te poate inspira să acționeze în lucrurile astea. Atunci, darurile Duhului Sfânt sunt o manifestare supranaturală, de foarte multe ori o să fie vizibilă. Și o să vedem lucrul ăsta, nu știu dacă am menționat, dar pot să menționez, acum dacă nu am făcut-o în prima sesiune, aș împărți aceste daruri ale Duhului Sfânt în trei mari categorii, poate ai mai auzit de această împărțire. Sunt daruri de cunoaștere sau daruri de revelație, da? Sunt daruri de vorbire și sunt daruri de manifestare sau daruri de putere, daruri de acțiune. Există mult mai multe terminologii pe care le folosesc diferiți teologi ca să exprime lucrurile astea, dar toată împărțirea asta, practic, îi doar să fie înțelegerea lor mai ușoară. Deci nu te gândi că trebuie să ții minte lucrurile astea, îi doar ca să fie înțelegerea lor mai ușoară, eu le împart în felul ăsta, cu toate că mi-am dat seama că uneori nu se potrivește neapărat pentru toate darurile. De exemplu, pentru darurile de manifestare, da, sunt de acord, modul lor de împărțire, dar când vine vorba de darurile de cunoaștere și darurile de vorbire, acolo aș putea să împart lucrurile diferit puțin. Și aș putea să te explic mai multe de ce, dar nu vreau să intru în lucruri prea detaliat ca să nu ne întindem cu această sesiune. Bun, ce sunt... sau ce este vorbirea despre cunoștință. Dumitru Cornelescu o numește vorbire despre cunoștință, am văzut că în același timp numește vorbire despre înțelepciune. Eu nu aș numi o vorbire despre înțelepciune, cu toate că poate să fie un sinonim. Eu l-am denumit cuvânt de înțelepciune sau cuvânt de cunoștință sau cuvinte de cunoștință sau cuvinte de înțelepciune, cu toate că și vorbirea, pentru că până la urmă poate să fie o vorbire despre aceste lucruri. Ne-am uitat să vedem ce este vorbirea despre înțelepciune, să vedem ce este vorbirea despre cunoștință. În primul rând, ce nu este? Cuvintele de cunoștință sau vorbirea despre cunoștință nu este o cunoștință adunată din cărți. Deci, dacă am zis că vorbirea despre înțelepciune nu este o înțelepciune acumulată din experiențele de zi cu zi și așa mai departe, în același timp, vorbirea despre cunoștință nu este o cunoștință adunată din cărți. Nu este nici măcar o cunoștință biblică. Cu alte cuvinte, nu mă pun să răsfoiesc Scriptura sau am învățat versete pe de rost, știu foarte multe versete și pentru faptul că vin și ți le aduc, înainte o să zici, da, el are darul cuvintelor de cunoștință. Nu, nu e despre asta. E mult mai mult de atât. Și biblic putem vedea lucrul ăsta. Cuvintele de cunoștință sau vorbirea despre cunoștință nu se referă nici măcar la o descoperire supranaturală despre cunoașterea cuvântului. Am putea să spunem că dacă ne este dată o înțelegere supranaturală despre un anumit lucru, poate să fie chiar o vorbire despre înțelepciune.
Pentru că cuvântul lui Dumnezeu reprezintă înțelepciunea lui Dumnezeu. Ok? Deci nu este o cunoștință naturală acumulată prin citirea foarte multor cărți. Am citit 1000 de cărți, mamă, sunt geniu. Ce să zic, de acum înainte am darul cuvintelor de cunoștință. Nu-i despre asta. Dar ce este cu darul cuvintelor de cunoștință sau vorbirea despre cunoștință? Când ne uităm în Scriptură, o să observăm în diferite pasaje că anumiți oameni, apostoli, ucenici, inclusiv Domnul Iisus, au manifestat acest dar al cuvintelor de cunoștință sau această vorbire despre cunoștință. Și ea reprezintă o cunoaștere supranaturală despre un eveniment, un loc, o persoană prezentă sau trecută. Ok? Cu alte cuvinte, mergi, stai de vorbă cu cineva, nu cunoști persoana respectivă sau nu cunoști detalii din viața acelei persoane, nu cunoști foarte multe lucruri despre ea și dintr-o dată ai un cuvânt de cunoștință sau o vorbire despre cunoștință sau o cunoaștere supranaturală. Despre asta vorbim eu. O cunoaștere supranaturală. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îți descoperă, îți face parte, îți revelează o cunoștință, o cunoaștere supranaturală despre acea persoană sau despre acel eveniment pe care tu nu l-ai cunoscut niciodată și n-aveai de unde să-l știi. Numele unei persoane. Poate să fie o problemă emoțională, poate să fie detalii despre o anumită persoană, de unde provine, unde vrea să meargă, cu ce se ocupă, unde locuiește. Și toate lucrurile astea le regăsești în Scriptură. Bun? Ți-am dat doar așa lucruri generale și nu mă duc specific în Biblie ca să ți le arăt pe fiecare, pentru că asta vreau să-ți las ca și temă, ca să le cauți tu, dar gândește-te doar, de exemplu, la Domnul Iisus. Un singur exemplu, Domnul Iisus care stătea la fântână, în Ioan 4 vedem lucrul ăsta, stătea cu acea femeie de vorbă. Vorbește cu ea, îi spune cine este, femeia, ok, da, văd că tu ești, și mai apoi Domnul Iisus îi spune, du-te, cheamă-ți bărbatul. Și ea spune, nu am bărbat. Și el îi spune, ai dreptate. De ce? Pentru că până acum ai avut atâția bărbați și cel cu care ești acum nu este bărbatul tău. Femeia pleacă, mai întâi spune, văd că ești profet, pentru că asta era înțelegerea lor pe atunci, credeau că doar prorocii pot să acceseze lucrurile astea. Asta era în vechime, dar noi deja când ne uităm în Noul Testament, vedem că nu doar profeții operează în lucrurile astea, respectiv în daruri, ci oricine are capacitatea să funcționeze în ele. Și am văzut asta în prima sesiune, când am vorbit despre cine poate să opereze în darurile Duhului Sfânt. Și am văzut că nu-i pentru elită spirituală, nu-i doar pentru high priest level 99, okay? Nu-i doar pentru preoți level 99, sau știu eu, cei care se trag din spița lui Petru și stau sub autoritatea lui și așa mai departe. Nu, ci este vorba despre toți. Dacă ne uităm, de exemplu, ce spune Ioel și putem vedea același pasaj în Fapte 2 și Petru vorbește despre lucrurile astea și spune că el, adică Dumnezeu, va turna ceea ce vedeți și auziți, le zice Petru, și care vor fi semnele acestor lucruri. Zice, voi turna din Duhul meu peste orice faptură, fiii și fiicele voastre vor proroci. Tinerii vor avea vedenii, bătrânii vor visa vise și voi turna din Duhul meu peste robi și peste roabe și ei vor proroci. Cu alte cuvinte, toate lucrurile astea, toată manifestarea asta, da, se întâmplă peste toți fiii și fiicele și toți au capacitatea să facă lucrurile astea. Nu-s doar o elită, nu-s doar unii, ci toți pot să facă lucrurile astea, toți pot să opereze în daruri în funcție de cum îi inspiră Duhul Sfânt, în funcție de darurile pe care le cauți și așa mai departe. Și mai apoi continuă în versetul 37-38, ce spune Petru? Iar lucrurile acestea sunt pentru toți, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Deci lucrurile astea nu se opresc cândva anume, ci lucrurile astea continuă până când va veni Hristos. Nu avem niciunde un imperios în care ne spune gata, lucrurile astea s-au terminat și așa mai departe. Ok, mergem înapoi la pasajul menționat din Ioan 4, femeia de la fântână, în Samaria, ce vedem?
A plecat după ce a stat de vorbă cu Domnul Isus, i-a zis, ok, văd că ești profet. Bun, Isus era și profet, pe lângă apostol, el era și profet, era și învățător, era și păstor, era și evanghelist, putem să regăsim toate slujbele în viața lui. Dar nu doar pentru că era profet a putut să facă lucrul ăsta, ci pentru că Duhul Sfânt se manifesta în el și prin el. Altfel nu ne-ar fi putut spune lucrurile pe care eu le-am făcut, le veți face și voi, ba altele chiar și mai mari. Că noi am fi zis, Doamne, Tu l-ai făcut prin dumnezeirea Ta. Și am mai zis lucrul ăsta, dar vreau să ți-l aduc aminte ca să înțelegi și să stimulezi credința în viața ta, să înțelegi că și prin tine se poate manifesta Dumnezeu în felul acesta. Nu-i doar pentru o elită spirituală, da? Nu-i doar prin, wow, nu știu cine, guru spiritual. Nu avem așa ceva, nu există așa ceva. Prin toți ucenicii se pot manifesta darurile Duhului Sfânt și în Scriptură vedem lucrul ăsta. Nu s-au manifestat doar prin apostoli. Pentru cei care zic, doar prin apostoli s-au manifestat darurile, te rog, îți dau temă de casă, nu vreau să intru eu acum în toate pasajele și să ți le menționez, dar analizează singur să vezi că nu erau doar apostoli. Anania nu era apostol. Nu scrie niciunde că era apostol. Și cu toate astea, darurile s-au manifestat prin intermediul lui. Bun? Și nenumărate alte pasaje care vorbesc despre lucruri de genul ăsta. Deci, îl vedem pe Domnul Isus că îi spune lucruri pe care nu avea de unde să le cunoască. Nu cunoștea pe femeia asta, nu a mai întâlnit-o niciodată, da, o simțit călăuzirea Duhului Sfânt, o perceput călăuzirea Duhului Sfânt, o știut că trebuie să meargă acolo să se întâlnească cu femeia asta, să stea de vorbă cu ea și în momentul în care stătea de vorbă cu ea, practic, au avut acest cuvânt de cunoștință sau această vorbire despre vorbire de cunoaștere, vorbire de cunoștință, în care Dumnezeu i-a descoperit, Duhul Sfânt i-a descoperit lucruri despre această femeie. Nu știm dacă lucrurile astea s-au întâmplat atunci, la fântână, sau poate au avut un cuvânt de cunoștință înainte despre această femeie. Da? Poate, de exemplu, în timpul lui devoțional, când stătea și vorbea cu tata, i-a descoperit lucrurile astea despre femeia cu care urmea să se întâlnească și știa acum detalii despre viața ei. Femeia ce-a făcut? O plecat, o mers și o zis peste tot, veniți să vedeți și să auziți, să vă întâlniți cu cel care mi-a zis tot despre ce am făcut, despre viața mea. Nu știm dacă Domnul Iisus o mai menționat și alte lucruri despre viața ei, ok? Ne reducem doar la cele care sunt scrise în Scriptură. Îmi place foarte mult, de exemplu, cum în filmul The Chosen, nu zic că toate lucrurile pe care ei le prezintă sunt teologic corect, bun? Nu zic că agrez cu toate lucrurile din film, dar mi se pare un film foarte bun, așa de entertainment, ok? Să te uiți, să te simți bine, să vizionezi ceva unde nu găsești tot felul de prostii obscene pe care le găsim în filmele de astăzi. Și ce mi-a plăcut, inspirația pe care a avut-o regizorul sau scriitorul, este că o pus acolo mult mai mult decât o zis Domnul Iisus doar despre cei cinci bărbați, ci au fost inclusiv numele lor și așa mai departe. Nu știm dacă lucrurile alea s-au întâmplat. Putem presupune că s-ar fi putut întâmpla, nu vrem să adăugăm nimic la Scriptură, nu mergem în extrema aia în care zicem, oh, ok, nu putem să facem un film de genul ăsta că am adăugat la Scriptură. Ok, doar presupunem că ar fi putut fi, dar chiar și dacă nu, ori fost, eu am observat de foarte multe ori oameni când le spui anumite lucruri, uneori pentru tine pot să pară generale, nimic wow, și cu toate astea oamenii să zică, mi-ai zis toată viața mea, lucrurile din trecut, din prezent și viitor. Și tu ești gen serios? Ok. Doar pentru că au rezonat în felul ăsta cu oamenii respectivi, nu înseamnă că chiar le-au zis toată viața. În cazul Domnului Isus, eu zic doar despre câți bărbați au avut și că nici actualul bărbat nu este al ei. Deci, în darul cuvintelor de cunoștință, ce putem observa? O cunoaștere supranaturală despre lucrurile prezente și trecute. Bun? Nimic despre viitor. O să vedem când ajungem la darul profetic și am menționat în sesiunea trecută când am vorbit despre darul cuvintelor de înțelepciune, am văzut că în darul cuvintelor de înțelepciune, în limba greacă, nu regăsim ideea de descoperirea viitorului. Asta, în schimb, regăsim în darul cuvintelor profetice, în limba greacă, regăsim și aici se vezi chiar termenul însuși spune asta, bun? În darul cuvintelor de cunoștință vorbim despre o cunoaștere supranaturală despre trecutul persoanei, trecutul persoanei și prezentul persoanei. Atât. Este ceva pe care tu nu ai știut, n-aveai de unde să știi, nu cunoșteai acea persoană și dintr-o dată, pac! Dumnezeu îți descoperă aceste lucruri în mod supranatural. Și tu s-ar putea să fii uneori uimit, dar dacă deja cunoști modul în care Dumnezeu comunică cu tine,
nu mai ești uimit și doar acționezi și persoana cealaltă sigur este uimită de lucrurile care se întâmplă. Ok? Un alt exemplu, zice Apostolul Pavel când le vorbește celor din Corinteni, zice în 1 Corinteni 14, dacă intră cineva între voi și nu are niciun dar, iar voi ce faceți? Manifestați darurile, ok? Îi descoperi tainele inimii acelei persoane, ea o să recunoască că Dumnezeu este în locul respectiv, o să cadă cu fața la pământ, o să plângă și așa mai departe. Îți dau un scurt exemplu, eram cu un prieten al meu, poate ai auzit, dacă ai ascultat deja mai multe sesiuni sau videouri de pe canalul meu de YouTube, poate l-ai auzit și pe prietenul meu Cosmin când a dat exemplul ăsta, dar un exemplu atât de evident al acestui dar, încât îmi place să-l folosesc adesea. Eram eu cu un prieten al meu, cu Cosmin, și mai... Scuze-mă, da, mulțumesc. Mă gândesc că... Da, ziceam că eram cu prietenul meu, cu Cosmin, mai cu un prieten și cu soția lui, Alin și Alina, și am fost la spital, la o prietenă de familie, oarecum o prietenă de familie, să spunem, și am stat cu ea, era internată, ne-am rugat pentru ea și așa mai departe, iar în salon mai era o doamnă. Și prietenul ăsta meu, Alin, care, normal, el e puțin mai introvertit, nu e genul de om care să se bage în seamă cu oamenii sau așa, chiar dacă e introvertit, pot să o facă, și îmi zice la un moment dat, Beni, nu crezi că ar trebui să ne rugăm și pentru doamna care e cu această doamnă în salon, la care noi am fost? Și am zis, ok, hai să o facem, adică, de ce nu? Am întrebat-o dacă putem să-i slujim, să ne rugăm pentru ea, și a zis, da, sigur. Iar în timp ce mă rugam pentru ea, în timp ce noi ne rugam pentru ea, că ne rugam în comun pentru ea, am avut imaginea, ok, unui copil, unui bebe. Și imediat am auzit în duhul meu avort. Și ce am perceput în momentul respectiv e că doamna respectivă avusese un avort. O cunoșteam? Nu. Aveam doar să știu lucrurile alea? Nu. Acum, pentru cei așa hookie-spooky, care nu mai cred în darurile Duhului Sfânt și zic, da, când îi văd pe cei care operează în darul unor, zic, da, asta e de la Satan și așa mai departe, exact ce făceau saducheii și fariseii, când ziceau că Iisus face semne și minuni cu degetul lui Belzebub și cu puterea dracului, ok? Întrebarea mea este, pentru oameni de genul ăsta, de ce mi-ar fi descoperit dracul așa ceva? N-are niciun sens. De ce mi-ar fi descoperit dracu așa ceva, dacă ar fi fost el, ca să-i slujesc femeia astea? În fine, continui povestea, doar a fost o întrebare retorică. Am ieșit afară din salon pentru că nu am vrut să o abordez direct pe femeie. Mi-era cumva să o întreb eu dacă a avut cumva un avort. Nu mi se părea normal, eu ca și bărbat, să o întreb lucrul ăsta. E un lucru sensibil, personal. Și le-am zis prietenilor mei, hei, uite, când eram acolo ne-am rugat pentru femeia asta, am avut imaginea asta, am avut o vedenie, da? Și în același timp am auzit în duhul meu avort. Ce am zis prietenei mele, Alina, Alina, nu vrei tu să mergi să intri în discuție cu femeia? Ok, în cele din urmă am intrat înăuntru, am stat de vorbă din nou cu femeia și ce crezi? Am ajuns la concluzia că era adevărat. Femeia ne-a confirmat, a zis, n-am avut un singur avort, am avut două avorturi. Ok, de ce mi-ar fi dat Dumnezeu o astfel de descoperire supranaturală? Ca să mă facă pe mine un wow, Benny, geniu, eu a descoperit Dumnezeu, come on. Am zis, darurile astea sunt pentru toată lumea, darurile astea se manifestă prin orice credincios, prin oricine se pot manifesta, deci nu era vorba despre mine. Dar despre cine era vorba? Era vorba despre femeia asta, care ne-a zis de 15 ani, dacă nu mă înșel, a zis că stătea în condamnare pentru avorturile pe care le-a avut. Ok? Acum gândește-te, dacă ți se pare lucru ușor să stai să te învinovățești 15 ani, să stai în condamnare, în deznădejde, în depresie, înseamnă că nu știi despre ce vorbești. Eu cred că Dumnezeu mi-a dat descoperirea asta supranaturală ca să o elibereze pe femeia asta. După aia am început să-i spunem Evanghelia, i-am zis cum Iisus a murit pentru noi, i-am zis că Dumnezeu o iartă, știu că pentru cei legaliști, când aud așa ceva, cum Dumnezeu să ierte de avort, imposibil. Nu, stai puțin. Cred că n-ai citit Scriptura, n-ai citit Evangheliile eventual. Dacă tu ai impresia că tu ești mai bun decât cineva care a făcut un avort, înseamnă că ești pe nicăieri. Și de fapt, relația ta cu Dumnezeu și înțelegerea ta a Scripturii e zero. Bun? Da, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu te poate ierta de orice. Dumnezeu te iartă de
de avort, Dumnezeu te iartă de crimă, Dumnezeu te iartă de curvie, Dumnezeu te iartă de orice lucruri l-ai făcut în viața asta, ci vii la El cu inimă sinceră, îți ceri iertare, recunoști că ai greșit și că vrei să te schimbi, Dumnezeu te acceptă și te iartă. El este ca un tată, pilda fiului risipitor bun, tatăl stă în poartă și îl așteaptă. Stătea în drum și l-aștepta pe fiul risipitor să vină înapoi. Când a venit înapoi, nu l-a condamnat, nu l-a acuzat, din contră, o dat o petrecere, că s-a întors fiul risipitor înapoi și l-a pus din nou în statutul de fiu. Nu l-a renegat, cum fac unele biserici în ziua de astăzi, când cineva păcătuiește la ei în biserică, din cauza spiritului de religie, că altfel nu pot să-l numesc, ăsta e legalism, ce fac? Îi scot afară pe oameni din biserică și nu le mai oferă șansa să fie restaurați. Ei cred că nu au citit Galateni 6, unde spune dacă cineva a căzut în vreo greșeală, voi cu spiritul blândeții, cu Duhul blândeții să le ridicați. Ok? Mă întorc la întâmplarea noastră. Practic, i-am zis Evanghelia, i-am zis că Dumnezeu o iartă și am întrebat-o în felul următor. Că ei au zis că ea nu se poate ierta și am zis în felul următor. Dacă Isus te iartă, și te întreb și pe tine lucrul ăsta, dacă trăiești în condamnare, în acuzare, în vinovăție, te întreb același lucru. Dacă Isus te iartă, dacă Dumnezeu însuși te iartă, cine ești tu, omule, să nu te ierți? Ești mai mare tu decât Dumnezeu? Și răspunsul sigur. Știi care este. Și atunci, de ce tu nu te ierta? Uite-te în Romani 8 cu 1, ne se spune că acum nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus și nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Tu poate când ai făcut lucrul ăsta, nu ai fost conștient. N-ai trăit după îndemnurile Duhului. Poate nu l-ai avut pe Dumnezeu în inima ta. Dar chiar dacă l-ai avut pe Dumnezeu și ai căzut în vreo greșeală, chiar dacă te-ai numit creștin, credincios și ai căzut în vreo greșeală, Dumnezeu te poate restaura. Dumnezeu te poate pune în aceeași postură de fiu. Tu, de fapt, nu ți-ai pierdut niciodată această identitate, această valoare de copil al lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Doar păcatul ți-a distorsionat imaginea despre tine și despre Dumnezeu, ca și lui Adam și Eva, și tu ai fugit de Dumnezeu, dar El niciodată nu te-a alungat, ci El a fost mereu acolo ca să te accepte înapoi și să te primească. De asta i-am zis lucrurile astea, femeii au început să plângă, ne-am rugat pentru ea să fie eliberată și am lăsat-o. Poți să vezi ce face darul cuvintelor de cunoștință, o cunoaștere supranaturală despre un eveniment trecut pe care nu știam nicicare dintre noi, un lucru greu de digerat, un avort, dar în același timp un lucru care nu merită condamnat. Pentru că cine ești tu, omule, să condamni lucrurile astea și să știi mai bine decât persoana respectivă sau decât Dumnezeu, ce s-a întâmplat acolo, care a fost contextul, ce a determinat-o să ajungă acolo. Dacă este greșit, da, este greșit. Avortul este un păcat. Noi știm lucrul ăsta. Îl recunoaștem, am încurajat-o pe femeie să recunoască lucrul ăsta ca fiind greșit, să-și ceară iertare. Dumnezeu i-am zis că o iartă, o acceptă, o primește și că ea trebuie să trăiască liberă, fără povara păcatelor ei. Pentru că toate păcatele au fost luate de Iisus Hristos prin cruce. Ok? Atât pentru sesiunea de astăzi. M-am bucurat că am putut împărtăși lucrurile astea cu tine. Sper să-ți fie de ajutor. Te binecuvântez în numele lui Iisus și ce te încurajez? Cere darurile astea. Uite-te prin Scriptură să vezi unde s-a mai manifestat darul cuvintelor de cunoștință. O cunoaștere supranaturală dată de Dumnezeu în mod supranatural, prin Duhul Sfânt, da? Despre prezentul sau trecutul unui eveniment, unei persoane, unui loc, o cunoaștere supranaturală. Asta e darul cuvintelor de cunoștință. Încă o dată te încurajez, abonează-te, uite-te pe site-ul nostru să vedem ce resurse, să vezi ce resurse avem, distribuie această sesiune și această serie inclusiv, poți să o distribui. Bun, poate prietenii tăi, familia ta are nevoie să audă lucrurile astea, poate cineva are nevoie să audă inclusiv acest mesaj al iertării, acest mesaj al harului. Ajută-i pe oameni să primească acest mesaj. Dacă tu nu ai capacitatea, de exemplu, să le vorbești altora despre Dumnezeu, nicio problemă. Distribuie acest conținut în care le vorbesc altora despre Dumnezeu. O fac, zic eu, în mod simplu, pe înțelesul tuturor, nu chestii bombastice, savante, teologice. Încerc să fiu simplist, să se înțeleagă lucrurile astea. Ok?
te binecuvântez. Și ne vedem în sesiunea următoare. Bun, până atunci, favoarea Tatălui să fie peste tine și ce mai bun de acum urmează.